mama? Nu vreau să aud nimic, nu? Doamna Safă, vă rog mult. N-am avut niciodată intenția de a-mi bate joc de Maia. Și nu o să-mi bat niciodată joc de ea. E foarte simplu. Ne-am îndrăgostit unul de celălalt, ne iubim și ne simțim foarte bine împreună. Ai terminat? Nu, nu am terminat. Intențiile mele sunt foarte serioase. Vreau să ne căsătorim. Știu că are un liceu determinat, o să ia pacul, o să intre la facultate. O să am grijă de ea, o să o ajut de fiecare dată. M-am săturat să mă simt vinovat pentru faptul că iubesc. Știu că vă temeți de scandal, dar persoana de care îmi pasă cel mai mult pe lumea asta, mama, o să înțeleagă până la urmă situația. Iar faptul că ea este săracă nu contează pentru mine. Chiar nu contează. Tot ce contează acum este ca să ne ajutați. Poate. Ce nu se poate? Nu să fie de acord. Sunt puțin îmi pasă mie dacă sunt ei de acord sau nu. O să ne căsătorim în secret așa cum asta pe evidențial și cu asta basta. Mai lasă țuica aia, te rog. Nu te enerva, doamnă, că faci ridori și mă bagi la cheltuie. Dar cine se enervează? Stai liniștit. O să am grijă și de tine, și de mine, și de Fitu, și de fimea. Și de amante. De toată lumea, că așa-i crești, liniște. Da, te ajut și eu. Dar tu ești mulțumit așa de Mihai, nu? Face treabă bună. Ia-l de la garajul ăla, te rog. Într-o zi garajul ăla o să aducă bani mulți. Ține minte ce spun. Ia, hai acasă. De ce? Mergem? Ai vreun gând? Asta e mașina ta? Da. Ce nu-ți place? Cam fițos. Hai, mă. Mm-hmm. Știi că părerea ta nu mă interesează. Poate lui Nicoli plac amorții ca tine fără niciun ban. Mie nu. Ce faci, mă, m-ai prins aici? Lui Nicol să zic că îi plac bărbații. Ce rea ești. Mai dăm că mi-a plăcut. Azi că o să te dresez eu și pe tine. Un pariu.
ce bine îmi pare. Să-l audă și el cu un jaf. Am la doua. Mamă, dă să te ajut. S-a supărat rău. Ce, taci un Mihai de nevastă? Hai să mergem la școală. Da, ce secretos ești azi. Hai odată. Păi două replici într-un film străin, nu e așa. Alexandra? Am întârziat? Ha, ce bine că n-am întârziat. Cum ți-ai? Am venit de la Cluj, am sunat-o pe mama ta. Mi-a spus să iau de dracu Radu, l-am sunat. Mi-a povestit despre ce e vorba. Am venit aici și măcar m-am întrebat cum mă cheamă, câți ani am, dacă joc în filmul ăsta sau nu. Și te... Riza, unde e Radu? Trebuie să apară. Radu? Unde e ăla, mă? Sigur? Radu! Arăți foarte bine. Te-a zis pe Radu? Radu! Stella, nu mă ridic azi din pat până la prânz. Nu vreau. Adu-mi ceai. Bună dimineața. Iertați-mă, eu sunt. Ce căuți aici? Aș vrea să vorbim... Nu. E vorba despre Maia. Nu, te rog frumos. Deci doamna, nu mai pot. Trebuie să mă ascultați. Doamna, seară... Mihai a fost și mi-a spus că vrea să se căsătorească cu Maia. Ce-a făcut? Să se căsătorească? A venit Mihai. Așa a spus, da. Doamne, ăștia-s nebuni. Ăștia sunt nebuni. Și fiică ta precis că s-a culcat cu el, dar nici cu al meu nu mi-e rușine. Oh. Păi, de asta am venit, că... Eu singură nu pot să controlez eu. Eu am știut. Am fost tot timpul cu ochii pe Maia. Din prima clipă când v-a adus Grigore aici, eu am știut că se va întâmpla o nenorocire. Am știut. Am și spus. Te-ar fi plăcut să treci de nepoca asta? Îmi da și să mă cheme Elizabeth. Elizabeth? De unde știi că nu te-a chemat așa? Da, poate am avut și un destin mai fericit. Nu știu. Ai nevoie de bani sau ai venit ca să mă vezi? Salut, mă! Ce faceți? Mă gândesc cum să te spintec, de sus în jos sau de la dreapta la stânga? Da, de ce, că mi-e bine așa. Foarte drăguț, te-am îmbrăcat. Foarte frumos. Vrei să-ți faci tu debutul în cinematografie cu ocazia Intenționez, asta? Intenționez, da. Da, să știi, nu e exclus să devină ea mare vedetă, să reușească și noi să ne apucăm de altceva. Mi se pare normal că tu ești cam leneș. Mergem la platou? Te pui cu capitanul! Salut, bună, bună ziua! Bună! Ce faceți, dragilor? Nu mai putem de bine. Bine. A fost dor de mine? Da. Ziua, șeful. Ce mai face domn director? Merge treaba, s-a învârterat, a cucerit Merge, merge. Merge. Ți-am adus un plan de redresare a firmei de transporturi. Bravo. Investiții mici, nu trebuie să bași bani mulți. Dacă a început să-ți placă treaba, e bine. Sunt ceva clienți. Afacerea se poate pune pe roate, fără niciun fel de problemă. Da. Unul mai zic că oamenii sunt meseriași. Simțeam eu că ești capabil. Eram convins, de fapt. Am să te scap eu de maghernița asta plină de benzină și să fac un birou aici sus, la noi în firmă. Dar nu pentru asta am venit. E, nu. Serios? Pentru planul de redresare.
Hai, te uiți pe el, te rog. Păi dacă l-ai făcut, nu-i bun? Păi ce mă pricep la asta? Mihaița, trebuie să așteptăm întâi aprobarea pentru înființarea băncii, ca să avem un ban acolo. Vladi? Da. Ce faci, mă? Tragi cu urechea? Pune microfoane, că e mai bine. Vreo veste cu banca? Shopping. Da, domnișoară. N-ai zi, te surt, vreau să rămân la cumpărături. Cum doriți. De ce te ții după mine? Te-a pus atâta să mă urmărești? Vladi? Vladi, hai că am glumit cu microfoanele. Hai mai repede. Da. Convoacă-l de urgență pe Cornel. Da. Da. Băi, bă, ia și asta de aici și două la tocător. Da. Propuneri pentru redresare? Nu vă mai interesează firma de transport? Am înțeles.